Bună ziua, dragilor! În tutorialul de astăzi am să vă prezint platforma Nearpod. Accesarea acestei platforme se face tastând într-un browser de internet adresa nearpod.com. În momentul în care am deschis un browser de internet și am tastat această adresă, vom fi redirecționați către pagina pe care mă aflu eu acum. Vedeți că în centrul paginii se află trei căsuțe, pe noi ne interesează efectiv decât două dintre ele, și anume students, elevi și teachers, profesori. Pentru elevi, dacă elevul a primit în prealabil un cod al lecției pe care eu am realizat-o și la care doresc să se conecteze, îl voi introduce în această casetă și vor ajunge la lecția pe care eu vreau să o distribuie. Aceasta este una dintre posibilitățile de a se conecta la o lecție, pentru că o să vedeți în tutorialele următoare, mai este și o a doua posibilitate. Pentru profesori, sunt două modalități. Fie a se conecta fără cont, da, conectare liberă, free, sau a doua posibilitate, conectarea pe baza unui login, deci pe baza unui cont. O pot face accesând login din căsuța verde sau login din partea dreaptă sus a ferestrei mele. O să folosesc opțiunea din partea de sus, login. Am posibilitatea de a mă conecta cu mai multe tipuri de conturi. Eu am să folosesc cea mai simplă variantă, conectare cu Google. Mi-aleg unul dintre conturile mele. Și am ajuns efectiv în pagina mea. De unde știu acest lucru? În partea dreaptă, sus, în colț, vedeți aici, avem contul. Dacă fac click pe el, se va deschide. Numele contului meu e un cont Gold, un cont pe bază de abonament, care dă posibilitatea încărcării până la 1 gigabyte de informație. Dar aveți și posibilitatea, fără abonament, să vă conectați pe un cont de 100 de mega. Eu l-am folosit o perioadă destul de lungă de timp. În momentul în care veți atinge limita maximă, trebuie să fiți atenți să vă salvați resursele pentru a elibera din spațiu, pentru a crea alte resurse. Și evident, aici, în partea de jos, avem logout dacă vrem să ne deconectăm de la contul de pe platformă. În partea stângă sus avem Join a Lesson aici. Asta înseamnă că dacă sunt în posesia unui cont primit de o unui cod primit de o de la o colegă, un coleg, pot să pun codul aici și pe baza codului respectiv pot să accesez resursa colegului sau colegei mele și să particip la activitatea online desfășurată de coleg sau de către coleg. În continuare avem My Lessons, lecțiile mele, pe care le vedeți și în fereastră. O parte dintre activitățile sunt amestecate aici, dar pot fi și aranjate pe baza unor foldere, pentru a le putea găsi mai ușor. Acum depinde de gustul fiecăruia. Eu n-am încărcat în foldere decât 4 lecții de informatică, știi, urmând să le mut și pe celelalte. Avem o următoare opțiune foarte interesantă, rapoarte. O să vedeți că este o opțiune foarte, foarte interesantă, întrucât ne oferă o imagine foarte clară asupra participării elevilor la activitățile pe care noi le-am desfășurat. Am deschis unul dintre rapoarte. Vedeți aici că în momentul în care am făcut click pe resursa respectivă, ni se spune câte sesiuni au fost deschise, la ce oră și la ce dată și numărul de studenți care s-au conectat la acea sesiune. Am să intru pe o sesiune. Acesta este unul dintre rapoartele generate. Este un raport general la nivel de clasă. Ni se spune cine e autorul, câte slide-uri are, 13, data și ora la care
s-a generat și ora la care s-a desfășurat acea activitate. Vedeți că este o prezentare atât grafică, cât și sub forma unui tabel, iar în tabel avem pe fiecare tip de sarcină de învățare procentual modul de realizare. Avem posibilitatea să descărcăm raportul, raport general, la nivel de clasă, pot să-l salvez în Drive sau pot să-l salvez local în calculatorul meu. Urmând ca acest raport să mi-l salvez într-un folder special sau după aceea să mi-l printez dacă doresc să-l pun la dosarul cu evaluarea și vedeți că aici vi se oferă pentru fiecare elev, pe fiecare item, o imagine foarte, foarte, foarte clară asupra modului de lucru. Dar am și posibilitatea descărcării unui raport la nivel de elev. Pot să aleg toți elevii sau pot să-mi aleg un singur elev. Îi dau download, tot la fel. Se descarcă local, îl deschid și vedeți, elevul este prezentat, raportat și la media procentuală de prezență la nivel de clasă pe platformă, dar și la nivel de răspunsuri corecte. În acest exemplu, fetița de la mine din clasă a realizat 100% în condiții la nivel de clasă, au fost realizate sarcine de lucru la nivel de 95%. Și după aceea pe fiecare item în parte. Am și posibilitatea de a partaja acest raport pe o adresă de mail pe care eu o doresc, către un părinte sau către un elev. Următorul meniu este NearPod Library, biblioteca NearPod. O să vedeți imediat că este lucru foarte interesant aici. Aveți foarte multe materiale realizate de către colegi din alte țări. Aproape toate sunt în limba engleză, dar căutând cu atenție, veți descoperi că sunt materiale foarte, foarte interesante, foarte bine realizate, care pot fi folosite chiar și în aceste condiții la clasă. Eu am folosit parte dintre ele cu succes la clasele a treia și a patra. În partea stângă aveți filtre de căutare, ca să nu pierdem timp prea mult pentru căutarea materialelor de care avem nevoie. Am să vă las dumneavoastră plăcerea de a explora aceste materiale. Veți descoperi că sunt foarte, foarte interesante. Ultimul meniu din partea stângă este meniul resurse pentru cadrele didactice. Aici veți descoperi webinaruri care au loc pentru inițierea în folosirea platformei, întrebări pentru de ajutor în momentul în care ne lovim de anumite probleme în folosirea platformei, dar și posibilitatea de a ne alătura pe pagina de Facebook a platformei. Mergând către centrul ecranului, avem butonul Create, odată aici, dar avem butonul Create și în partea dreaptă, sus, mai spre centrul ecranului. Ambele butoane realizează, de fapt, aceleași operații. Dacă o să priviți cu atenție, butonul Create, am posibilitatea de a crea o lecție cap-coadă cu toate tipurile de resurse pe care platforma ni le pune la dispoziție, am posibilitatea să realizez un material video, dar am și posibilitatea de a realiza diferite tipuri de activități, dar și de a realiza prezentării Google prin intermediul platformei. În momentul în care se accesează fiecare dintre aceste opțiuni, o să vedeți că vă apar alte submeniuri din care o să vă alegeți ceea ce aveți nevoie de făcut. Asta o să vedeți în tutorialele următoare. Butonul Create din partea dreaptă sus face exact același lucru ca și cel pe care vi l-am arătat anterior. Mai avem Quick Launch, lansarea rapidă, timer, tablă colaborativă și întrebări deschise. Nu o să intru acum în amănunte, o să le abordăm la momentul respectiv. În partea dreaptă jos este un meniu pentru chat, în momentul în care doresc să iau legătura cu cei de la
nealpot pentru ajutor. Cam acestea ar fi elementele de bază ale platformei. Am să vă las dumneavoastră plăcerea de a explora mai cu atenție aceste elemente de interfață și pentru a descoperi facilitățile nemaipomenite care ne sunt oferite. Vă spun la revedere până la următorul tutorial și spor la explorarea platformei.